După ce groapa de gunoi din orașul Târgu Neamț a fost închisă, lângă aceasta a fost deschis un depozit temporar, care funcționează din luna octombrie 2014. Depozitul are o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați și deservește populația de pe raza orașului și din alte 5 comune limitrofe, care însă în această săptămână nu și-au plătit taxele pentru depozitarea deșeurilor. Așteptăm cu nerăbdare să deschidă cât mai repede depozitul de la Girov, dar până atunci trebuie să găsim soluții pentru locuitorii orașului în primul rând și pentru celelalte comune limitrofe de a depozita gunoiul la acel depozit temporar. Iar astăzi motivul ședinței și a proiectului de hotărâre a fost ca de la depozitul temporar până la Girov primăria să suporte transportul și taxa de depozitare, astfel încât să nu ajungem în situația să mărim prețurile pentru locuitorii orașului. Asta a fost motivul pentru care am organizat această ședință, am primit avizul consilierului local, deci locuitorii orașului nu vor mai suferi în ceea ce privește mărirea prețului la taxei de gunoi. În cadrul societății Eco mai sunt încă 5 primării care sunt acționari, unități administrative teritoriale care sunt acționari și la fel vor proceda și dumnealor, pentru că nu este posibil ca noi, Târgu Neamțu, să plătim și pentru comune. Așa că, începând de săptămâna viitoare, toți primarii vor organiza ședințe de consiliu pentru a asigura finanțarea de la depozitul temporar până la depozitul Girov. Este estimată vreodată când se va da drumul la groapa de gunoi de la Girov? Ce am înțeles în discuțiile purtate cu reprezentanții Consiliului Județean, mi s-a spus că în maxim 2 săptămâni. Deja serviciul a fost înființat, responsabil cu acel depozit este angajat. Dacă în maxim 2 săptămâni se va rezolva problema, cu siguranță și noi vom scăpa de depozitul temporar de aici și, bineînțeles, de gunoaiele din Târgu Neamț. Daniel Harpa a propus în cadrul ședinței de vineri un proiect de hotărâre privind însușirea unui nou protocol privind reglementarea evacuării deșeurilor. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului privind reglementarea evacuării deșeurilor depozitate în spațiul de depozitare temporală a deșeurilor municipale și asimilabile în orașul Târgu Neamț. Proiectul a fost discutat pe comisie. În esență, în acest protocol este vorba despre evacuarea, despre costurile aferente evacuării gunoaielor care sunt depozitate în prezent, în spațiul de depozitare temporară, de pe strada Mărășești. Este o parte din vechiul depozit unde se depozitau gunoaiele provenite din orașul Târgu Neamț și zona limitrofă. În prezent, acest spațiu, în acest spațiu este amenajat un spațiu temporar, este a primit avizele din partea Agenției de Mediu și Agenției Apelor Române. Este în exploatare dat către societatea Eurosal, dar după ce se va deschide groapa depozitul conform de la Giro, aceste deșeuri care sunt depozitate acum în acest spațiu trebuie evacuate. Problema depozitării gunoaielor din zona Târgu Neamț se agravează de la o zi la alta, deoarece administrațiile locale din zonă, mai ales cele din mediul rural, au probleme serioase în depozitarea gunoiului. Din cauza întârzierii deschiderii gropii de gunoi de la Girov, autoritățile speră să rezolve această problemă în următoarele 2 săptămâni.